Discutam despre biciclete, pentru că spuneam și aici sunt oareși ce probleme. De foarte multă vreme au apărut o felul de semnale din partea bicicliștilor. Voi cu siguranță la Verde pentru biciclete aveți mai multe cunoștințe, vin mai multe date înspre voi. Oamenii se plâng de faptul că bicicletele acelea din programul VeloTM, pe care le pot folosi în oraș, banul au claxoane, banul au sistem de iluminare, banul se închid cum trebuie. De fapt, cum arată situația din datele care ajung la voi? Sunt două aspecte. Sunt datele care ajung la noi și apoi nemulțumirile care nu mai ajung la voi și ajung... Ieșirea noastră pe teren și să vedem despre ce este vorba. E adevărat că au fost incidente și anul trecut și cred că și anul ăsta vreo două cu bicicliști care au avut accidente din cauza bicicletelor de la VeloTM care n-au funcționat. Ba, un sistem, un mecanism a dat greș, s-a rupt bicicleta în mână, a picat omul. Eu am fost ieri pe teren cu colega ta și eu nu folosesc acest sistem, trebuie să recunosc. În schimb, ce mi se pare foarte fain este că am niște colegi foarte implicați la Verde pentru Biciclete, voluntari, care după ce anul trecut au făcut așa infrastructura Velo de la A la Z și știm cum stă și am putut să lucrăm cu administrația locală pe acest subiect anul acesta, acum în toamnă ne propusesem chiar să facem o inventariere a problemelor legate de sistemul VeloTM. De ce? Pentru că am primit sesizări și ieri am văzut și la fața locului că unele dintre ele nici măcar nu sunt în legalitate din punct de vedere al dotărilor tehnice. Adică. Explic imediat despre ce e vorba. Având în vedere că lunar ținem cursuri de educație rutieră, am învățat poezie, avem un polițist rutier care vine și ne toacă la cap, și avem lumină în față, lumină în spate, legea spune, astea sunt necesare, plus această sonerie. Am fost ieri și am văzut cu ochii mei, până atunci n-am putut să spun nimic, dar am văzut o stație în care lipseau cu desăvârșire. Erau chiar, unele erau semi-reparate cu scotch, altele erau, lipseau total farul sau stopurile. Erau. Mi se pare că problema este legată de mentenanța acestor biciclete. Nu știu cum se face. Cred că trebuie să discutăm despre ea, pentru că din ce am văzut pe organigrama STPT sunt 25 de oameni care ar trebui să se ocupe de această mentenanță. Mă rog, e un șef, mai sunt... Mai scădem. Noi am făcut și calcule, ar ajunge undeva la, doamne iartă-mă, 9 ore și un sfert pe bicicletă pe lună, de bicicletă pe lună de mentenanță la atâția oameni. 9 ore, cred că aș putea să asta fac o altă bicicletă. Care s-ar ocupa doar de biciclete. Păi, acel, din ce am văzut, acel serviciu este strict pentru biciclete. Este un serviciu special unde domnul, nu mai știu cum îl cheamă pe domnul, un domn șef acolo, care, pe care eu acum l-am descoperit și care abia aștept să intru în contact, pentru că cred că mentenanța bicicletelor nu este în regulă. Și mai spun ceva, ieri am văzut rugină pe biciclete. Biciclete care au fost scoase în februarie. În februarie au fost scoase din... eu mi-am ținut 2 ani bicicleta, e adevărat, în ploaie și nu are rugină, dar mă gândesc că la o astfel, într-un astfel de sistem trebuie folosite materiale mai calitative, care se țin în timp. Mă întorc puțin. Infrastructura. Am spus-o și o repet. Bicicletele VeloTM pot să aibă probleme la mecanism și în sine ele să aibă uzura aceasta și din cauza infrastructurii. E adevărat, lucrăm la ea și o îmbunătățim, dar au trecut ani în care nu era minunat. Sunt probleme pe care, din fericire, suntem aici și sper să le... Suntem aici să le discutăm pe cât putem astăzi, bineînțeles, și apoi rămâne ca cei care se ocupă de rezolvarea lor să-și facă treabă. Dar acum, pentru că a venit vorba de mentenanța asta, știu că și spuneau colegii în materialul pe care l-ați văzut ieri în jurnal, colega mea, Ana Maria Chevereșan, a fost acolo și a făcut inventarierea unui loc în care erau astfel de biciclete. Într-adevăr, a găsit, așa cum spuneai tu, nereguli. Mentenanța asta, se spunea în material, se face pe timp de noapte sau ceva de genul acesta. Acum, nu știu, vor fi unele lucruri care nu ies noapte la iveală, dar să găsim biciclete lipite cu scorci sau ruginite nu e tocmai în regulă. Da, și eu cred că, practic, aceste biciclete ar trebui scoase din uz în momentul în care au astfel de probleme. Mentenanța, sigur, se face în timpul nopții, dar, pe de altă parte, pentru bicicletele cu probleme grave, nu ar trebui să se întâmple în timpul nopții. Pur și simplu ar trebui scoase și duse
atelierul de reparații. Sigur că sunt 25 de posturi în organigramă, nu sunt și ocupate 25 de posturi, nu? Ce știu eu. Iar ele includ și operațiunea, sau mă rog, practic șoferii și manipulatorii, cei care trebuie să mute bicicletele dintr-o stație în alta, pentru că, în mod evident, unele stații sunt mai aglomerate, ele trebuie eliberate pentru ca utilizatorul să-și poată lăsa bicicleta în stația respectivă, nu să umble după altele. Altfel, sunt multe provocări pentru sistemul de veloteme, de la biciclete și de la mentenanța lor, până la unele probleme tehnice pe care le de altfel le reclamă și utilizatorii, uneori și le urmărim și noi și încercăm să le rezolvăm, de tipul stații offline, ceea ce e... Nu are problemă semnalată, da. De foarte multe ori. Ar fi absurd să nu le recunoaștem unele. Și da, stația offline e poate cel mai dureros lucru, pentru că da, în momentul în care trebuie să lași bicicleta, mai ales. Da, cu ce faci? O iei cu tine în spate, duci acasă sau... Și anunț pe cel de la primărie că e la tine, să nu se panicheze. A fost un caz, mi-a văzut un biciclist care s-a plimbat din Badea Cârțan până la catedrală, pentru că doar acolo a reușit să-și lase bicicleta. Dar o să vă contrazic... Devine un deserviciu de la serviciu, pierzi timpul practic. Da, eu mi-aș lua bicicleta acasă, știi, ce la asta e, să am grijă de ea, să nu se fure, dar o mare problemă și nu trebuie trecut cu vederea. Și pun accentul extraordinar de mult pe treaba asta cu lumina, bicicleta, lumină. De ce? Avem din ce în ce mai mulți bicicliști pe stradă, noaptea nu-i vedem. Se mai ia curentul, iată, iluminatul public este... are probleme și eu, uite, dacă vedeți un șofer, probleme, dacă vedeți un șofer cu geamul jos care urlă la bicicliști noaptea, lumina, eu sunt aia și recunosc, pentru că această problemă devine din ce în ce mai gravă și mi-e teamă să nu auzim într-o zi de un accident, două, trei, pentru că bicicliștii sunt din ce în ce mai mulți, șoferii sunt sau nu sunt răbdători și tocmai sistemul VeloTM trebuie să fie un exemplu de bună practică și sunt foarte sigură că se pot găsi soluții, având în vedere că avem modele internaționale și naționale care funcționează. Cât de complicat poate să fie să găsești o soluție pentru lumina la bicicletă? Mă gândesc că nici nu e extraordinar de costisitor și nici nu ar trebui să dureze foarte mult. Cu siguranță nu ar trebui să dureze foarte, foarte mult. Și acum, sigur că pot fi exemple de biciclete care nu sunt în stare tehnică în care ar trebui să fie. Pe de altă parte, sistemul este unul foarte, foarte utilizat din toate punctele de vedere. Adică vorbim de multe ridicări pe zi și, sigur, e un sistem public gratuit. Asta e realitatea, așa a fost scris proiectul european, ceea ce nu întotdeauna duce la o grijă foarte mare față de bicicletă. Eu l-am folosit la începuturile lui, de atunci e adevărat că folosesc propria bicicletă, dar cunosc provocările sistemului, el va ieși probabil din perioada de post-implementare, de 5 ani, nu va ieși probabil, ci cu siguranță undeva în viitor. Și atunci va trebui să luăm o decizie, pentru că eu cred că nici... Sigur, e inovator, poate pentru România, și e bucurător faptul că bicicletele sunt ridicate de foarte mulți oameni. Știu că la un moment dat erau în jur de 19.000 de utilizatori, ceea ce e foarte mult și extraordinar față de orice alt oraș care a implementat. Anul trecut 22.794. Ultima dată când întrebasem eu, probabil acum vreo 2 ani. Da. Va trebui să vedem dacă nu e mai oportun ca în perioada următoare să schimbăm puțin soluția tehnică cu alta. Asta ce ar însemna? Însemnând că poate că stațiile ar trebui adaptate la alt tip de stații care e folosit mai mult. Noi discutăm totuși de un proiect care a fost implementat în urmă cu aproape 5 ani. Și s-au schimbat atât de mult datele pentru că problemei în 5 ani? Un proiect european este scris, pe de altă parte, și proiectat cu 3-4 ani înainte. Adică discutăm deja de o soluție. Și avem o altă soluție. Realitate din punct de vedere al consumatorului? Eu aș spune că sunt alte soluții de stații în momentul de față. Multe alte soluții și la nivel internațional. Repet, eu nu am probleme cu stații și cu sistemul, eu am probleme cu bicicleta și acum întrebarea mea este, există un buget
lunar, un buget anual alocat acestei, acestui proiect pe mentenanță, efectiv, pentru că dacă este, vom face niște calcule și o să vedeți că mentenanța unei biciclete, aici nu vorbesc de bicicletă personală, care deși aș putea să folosesc exemplu personal, că folosesc zilnic și tot îmi dau cu ea în borduri. Dar, ok, nu e același grad de utilizare. Atunci vorbim, luăm niște statistici de la curierii pe bicicletă și descoperim că mentenanța unei biciclete anual sau lunar nu este atât de mare. Și mă întreb, unde este acest buget? Eu nu l-am văzut, nu știu, dacă aveți date m-ar ajuta, poate nu acum, poate mai târziu, pentru că vă putem ajuta cu soluții tehnice, nu știu, vă spunem, poate ceva nu se face cum trebuie, pentru că mentenanța unei biciclete, ca ea să nu fie ruginită, ca lanțul să fie pus sus, ca ea să aibă far, este, iar am văzut leucoplast, era prinsă cu un leucoplast bicicleta, e clar că în noaptea anterioară nimeni nu s-a uitat la ea. Pe care fi prins vreun utilizator. Sper. Adică sper și eu, da, mă gândesc că nu asta înseamnă mentenanță. Mă gândesc că o seară înainte nimeni nu s-a uitat la bicicletele aia și a spus, a, uite, asta are problema, asta o vom rezolva. Nu s-a uitat de mult timp nimeni la ele și mă întreb în 22 februarie când au scos, atunci ar fi trebuit să fie inteligent din partea noastră să ieșim să vedem cum au fost scoase. Sunt puțin supărată pe partea asta de mentenanță. Și de altfel foarte mulți... Și de asta mă întreb, care e bugetul? Care e bugetul anual? Sincer, nu știu să vă spun în momentul de față, dar cu siguranță primăria plătește către STPT sume pentru mentenanța sistemului. Dacă aș fi știut, poate înainte de emisiune puteam să vă dau și datele. E neesențial, poate, dar cu siguranță se plătesc sume pentru mentenanță, adică nu e un serviciu gratuit, e un serviciu gratuit pentru cetățean. Atunci însă cineva nu profită pentru, de banii aceia cum trebuie sau nu-și face treaba? Pentru asta. Sigur că, da, e de analizat. Bicicletele au o vârstă în momentul de față. Aș spune că cele cumpărate ulterior în proiectul de pe malurile Begăi sunt într-o stare ceva mai bună decât primele, cele pe care... Cele gri? Cele gri, mă rog, le au altă formă. Le lipsește lumina cu totul lor. La ele poți să scrieți undeva, veniți cu farul de acasă. Eu așa aș face pentru siguranța lor. Măcar veniți cu farul de acasă, puneți-l, ca să nu ți-l fure nimeni, măcar știu o treabă. Da. Știți ce n-am testat încă? Și asta e grav. Frânele. Dacă ne apucăm să le luăm și aflăm că nu sunt frâne, atunci aia este deja foarte periculos. Pe lângă că lumina și soneria nu respectă codul rutier, frâna este cu adevărat o mare problemă. Da, iată că încă e adevărat că au fost dacă nu mă știu, două incidente în acești 5 ani. Problema e că foarte multă vreme au fost semnalate astfel de incidente. Destul de mulți oameni nemulțumiți comentau fie în articole, fie pe tot felul de comenturi, pe site-uri și mai departe. Și de fiecare dată, cumva, au fost amânați sau li s-a spus că nu sunt răutăți gratuite, că totul este bine, că totul merge pe... Eu am încredere că odată deschis acest subiect o să mergem mai departe. Cu siguranță, pentru că ar fi păcat să ne trezim având niște tragedii și având niște oameni răniți ca să nu mergem mai departe din cauza faptului că nu sunt dotate și nu sunt reparate. Avem acum niște trotinete care mie îmi plac foarte mult. De ce? Pentru că în drumul meu spre casă, în fiecare seară, mă uit câți kilometri au. E plăcere. Și este absolut uimitor să vezi cu o trotinetă electrică cumpărată recent, are 4.000 de kilometri făcuți deja prin oraș. Îți pică campionul fața. Are 6.500. Da. 6.500, ceea ce e clar, este un semnal clar pe care timișorenii îl dau. Avem nevoie de genul ăsta de transport alternativ. Punct. Nu mai există cale de negociere. Și atunci dorința noastră de a îmbunătăți nu vine ca nu certăm pe nimeni, din contră încercăm să găsim soluții. Pe de trebuie iarăși separate foarte bine lucrurile între care este comportamentul consumatorului de bicicletă, trotinetă și ce segway și ce mai fi la dispoziție. Și în ce măsură putem să ajungem acolo să descoperim cazurile în care oamenii nu le aduc așa cum trebuie la loc sau n-au grijă de ele, pentru că și aici este o problemă. Nu inventăm noi roata, avem modele internaționale, de sisteme care funcționează extraordinar. Poate după ce scăpați de această implementare pe fund, puneți și o taxă, pe un o să-l mai coste puțin, nu știu. Se găsesc soluții. Nu ține neapărat de cost. Până la urmă, eu cred că sistemul gratuit fiind a ajutat mult în a încurajat mersul cu bicicleta pentru mulți dintre timișoreni. Poate a fost un început pentru unii, poate ulterior au bicicleta proprie. Eu spun că rezultatele sunt mult peste așteptările noastre. E adevărat că sunt încă probleme și poate că și de fapt sunt convins că ele vor fi rezolvate în viitor.
Dar sunt probleme pe care nu doar noi le avem. Sunt discuții pe care le avem cu furnizorii privați de acest tip din București sau cei care au fost anterior în Timișoara, când avem, nu știu dacă avem voie să spunem firme da, mai bine pe aici. Nu. Dar care voiau să vină și în Timișoara. Da, și care, cum să spun, au avut toată deschiderea de a veni în Timișoara. Pe de altă parte, sigur că nu poți să oferi un serviciu plătit în același timp în care serviciul este gratuit într-un oraș. Asta este Nu sunt neapărat de acord, având în vedere că... A fost decizia lor să nu mai vină. Dar e loc de foarte multe sisteme și invităm pe toți să vină. Felul în care arată până la urmă aceste biciclete, pentru că discutăm despre mentenanța unor biciclete, până la urmă nu discutăm despre tramvaie și nu discutăm despre alte mașinării complicate, deci lucrurile ar trebui să fie cât se poate de line. Și, uite, dacă avem probleme în zona asta, oamenii au tot dreptul să-și pună întrebări dacă cu bicicletele astea nu reușim să le ținem în perfectă stare de funcționare și să fie sigure pentru noi. Atunci ce să ne mai așteptăm ca administrația să-și facă treaba așa cum trebuie atunci când vine vorba de tramvaie și alea unele vechi și greu de suportat pe canicul așa cum e acum și așa mai departe, și pentru că trebuie să ne adaptăm mereu și să ne updatăm și să ne pregătim din timp pentru vremurile care urmează, că spuneați proiectul a fost făcut cu 3-4 ani înainte, au deja niște ani buni de când funcționează, vă pregătiți să mai cumpărați niște trotinete electrice sau ce mai aveți în plan și în ce măsură ele se potrivesc cu infrastructura pe care o avem în momentul de față. Transportul are licitație de 75 de trotinete, pentru că, da, și acest proiect a fost unul de succes, cu siguranță. Cum se potrivesc cu infrastructura? Atâta timp cât încă nu ne punem problema majoră a trotinetelor în Timișoara, cât încă nu există incidente, înseamnă că acolo există totuși o infrastructură. Adică nu suntem în situația Parisului, nu suntem în situația Bucureștiului, dar își pune problema, ok, ce facem mai departe cu... Sau se adaptează oamenii, se opresc, le ridică când e o bordură, când dau de o dală care le pune probleme și atunci sigur că le mai duc în spate. E destul de complicat să mergi fluent. Pe care le simți cu bicicletă, pe care le simți cu trotineta, le simți cu orice mijloc de transport, le simți cu căruciorul până la urmă, dacă stai să... Cele care am condus... Mare parte sunt inventariate. Multă vreme știm cu mine. Ne întâlnim încă... Ducem în continuare o luptă importantă cu proiectanții de trotuare și drumuri, care consideră că nu există posibilitatea de a avea o trecere lină completă pe zona asta. Suntem în 2019 și n-am găsit soluția tehnică pentru a face trecerea asta lină. Adică, mă rog, au nevoie de undeva la 2 cm, dacă nu mă înșel, de diferență de nivel. Eu întotdeauna mă gândesc la persoanele cu dizabilități și mi se face groază, mai ales că deseori văd persoane cu dizabilități în trafic și mi se strânge stomacul când mă gândesc că eu bicicletă, crălucior, trotinetă, sunt lucruri alternative. Poți să faci altceva, să ții mașina, da, să o iei pe jos sau să ții copilul în brațe, dar când nu poți să mergi și când ai în fața ta trotuare sparte și borduri înalte, și atunci mă gândesc la un respect față de cetățeni pe care proiectanții ar trebui să-l înțeleagă că trebuie să-l aibă, punct. Acolo adică... unde discutăm de proiectanți, pentru că totuși nu toate trotuarele, nu toate drumurile din Timișoara sunt drumuri noi. Noi vorbim totuși de o rețea imensă din acest punct de vedere și care trebuie, sau pentru fiecare proiect nou, ar trebui ca aceste lucruri să fie rezolvate. Atât cât se pot ele rezolva, și încercăm ca în fiecare proiect de infrastructură să... acolo unde se poate să fie rezolvat. Eu personal am fost martoră la discuții pe care domnul primar le-a avut și directive clar date în lucrări nou făcute, care apoi, când au fost inaugurate, nu găseam, Dumnezeule, o bordură egală cu cealaltă sau măcar asemănătoare, una mai sus, una mai jos, una mai stânga, una mai dreapta, și mă gândeam că e clar, nu e vina primarului, nici atât a viceprimarului, că undeva pe sistem lucrurile nu funcționează și e tragic. E un după 20 de ani aceiași oameni. Cineva care să stea acolo în spate cu guta pregătit să... Păi, uite, așa ne trezim și cu autostrada, care e minunată, perfectă, loturi superbe, dar cumva nu se împacă unele cu altele. Și așa ne trezim că
oameni care merg în inspecția cu 2-3 luni și mai vin vesel și voioși la televizor să ne anunțe că vom avea vreo 40 ceva de kilometri de autostradă în sfârșit și totul e în regulă, uite că nu e așa. Și mai trist e că nimeni nu plătește pentru chestiile astea. Așa cum noi putem discuta aici până mâine dimineață despre cum ar trebui să se facă mentenanța, dar tot nu vom ști cine din serviciul ăla de 25 de posturi ocupate sau nu și-a făcut treaba. Eu sper să se afle. Șeful de la atelierul mecanic de la STPT. Da. Îl așteptăm și pe domnul Bita când va fi mai puțin ocupat în emisiune, căci de data asta nu ne-a ieșit. Dar acum, dacă e să ne întoarcem la infrastructură și să ne legăm puțin, pentru că tot am povestit despre biciclete, la cum arată în momentul de față pistele pe care le avem așa cum le avem, acolo, dacă ar fi să intervenim, cam ce ar fi de făcut? E de schimbat totul? E de intervenit pe aici, pe acolo? Pentru că deja cunoaștem cazurile cu copacul în mijlocul pistei, cu trece linia pe lângă, eu știu ce, magazin și așa mai departe. Știi că am făcut evaluare. Voi ați făcut o evaluare. Da, nu e niciun secret, toată lumea poate să vadă. Din punctul meu de vedere, dacă eram în administrație responsabil de acest subiect, dădeam, trebuie să dai acolo, îți apare cu roșu tot, nici măcar nu e complicat. Clar, problemele sunt de conectivitate, dar asta înseamnă muncă pe termen lung și o strategie pe termen lung. De probleme minore, eu nu știu în ce stadiu se află acum problemele minore pe care proiectul nostru le-a semnalat. În schimb, din septembrie-octombrie vom afla lucrul ăsta, pentru că vom relua evaluarea. Știu, în schimb, că pe porțiuni noi s-au găsit soluții, ceva ce anul trecut nu găseam în dialog cu administrația, anul acesta am avut, de exemplu, pe Martirilor, începeau să facă o pistă pe trotuar, s-a oprit, am mai schimbat un părere, am mai schimbat sfaturi, pista s-a mutat pe șosea, pe șosea am explicat, nu e în siguranță dacă nu e delimitată, se găsesc soluții tehnice, dar mie mi se pare inadmisibil ca aceste soluții tehnice să vină undeva de sus și nu de la experți din administrație. Cred că în momentul ăsta administrația nu are experți care să fie competenți cu adevărat pe subiectul infrastructură velo. Lipsesc cu desăvârșire din punctul meu de vedere, nu se găsesc soluții tehnice și nu mi se pare normal ca un primar să caute soluții de delimitare a pistelor ca oamenii să se simtă în siguranță. Mi se pare poate normal unui primar să-i se prezinte aceste soluții și eu să spună, bravo, oameni buni, ați făcut o treabă bună. Mi se pare inadmisibil că aparatul administrativ nu are așa ceva într-un oraș cu sistem de trotinete alternativ, cu sistem de biciclete, cu bicicliști la tot colțul, că deja nici nu mai trebuie să spunem că suntem o comunitate uriașă, pentru că vedem cu ochiul liber. Da. Încă sunt foarte supraveghete. Ne poate spune domnul viceprimar dacă au de unde alege ca administrație locală în ceea ce privește oferta asta de oameni care și știm ce fac. Există un post în organigramă pentru așa ceva? Sau ar trebui să existe sau să colaborați? Așa cum există un post special pentru trotuare, nu există un post special nici pentru infrastructura de la. Știți că în alte primării există, nu în România, dar există. E excelent și e un model de urmat din toate punctele de vedere. Da, trebuie să existe, probabil. Din punctul meu de vedere, faptul că avem această mare comunitate se datorează, sigur, în mare parte și în mare parte evenimentul, dar se datorează și faptului că totuși comunitatea are pe unde să circule în Timișoara. Lucru care se întâmplă destul de rar în alte zone. Iar cu siguranță comunitatea este sensibil mai mare decât poate oriunde altundeva. Și e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta și până la urmă e foarte bine că există o presiune. Nici trebuie să angajați neapărat pe cineva în primărie specializată. E important ca cei din administrația locală să știe să colaboreze cu cine trebuie atunci când trebuie în astfel de proiecte. Să știți că nu e primul studiu și e excelent faptul că VD pentru biciclete a făcut acest studiu cu 2 ani înainte în planul de și jumătate înainte în planul de mobilitate. S-a făcut un studiu similar cu calitatea pistelor de biciclete, toate cele existente și cu rețeaua care ar trebui creată și da, sunt de acord. Partea de conectivitate este probabil cea mai importantă. Este cea pe care eu, ca utilizator de bicicletă, o simt cel mai pregnant. Altfel, există soluții și eu cred că există și multe lucruri care s-au rezolvat între timp. Și multe lucruri pe care încercăm să le rezolvăm. Sunt probabil că în curând vor apărea primele semafoare pentru bicicliști, ceea ce este la fel de important. Faptul că, da, încetul cu încetul există zone în Timișoara în care pistele se mută pe carosabilie, iarăși
iarăși important, nu peste tot se poate. Faptul că se mai coboară bordurile e important și faptul că în orice proiect de infrastructură în continuare există pista de biciclete, eu zic că este important. Până la urmă și faptul că suntem nemulțumiți e un lucru bun, pentru că înseamnă că ne dorim mai mult de la noi și uite așa vine progresul și ne abdatăm. Așteptăm să se facă toamnă, să începeți și voi studiul ăsta, să vedem cum mai stăm față de anul trecut. Se mai întorc și oamenii din concedii, poate vin și cei mai ocupați și vin cu mai multe lămuriri. Până una alta aveți grijă ce biciclete luați, aveți grijă de cele pe care le luați și fiți atenți atunci când aveți toate dotările la îndemână, mai atenți decât de obicei. Mulțumesc pentru prezența în emisiune.